Ascultăm cuvântul Tău și să ne ajut să-L punem în practică. Te rugăm, care Tu ești sursa iubirii, să ne umpli cu dragostea Ta și Îți mulțumim pentru toate. În Domnul Iisus. Amin. Amin. Da, mă bucur că putem să studiem câteva întrebări care ni s-au spus și e bine când putem în mod practic să aplicăm ceea ce am învățat. Deci iau prima întrebare care a fost pusă aici. Dacă nu ai darul vorbirii și nici nu simți că ești potrivit pentru asta, ce faci când ți se cere să vorbești în public? De exemplu, să predici sau să ții seminare. Întrebare bună, nu? Ce faci dacă ești chemat să faci ceva ce nu poți? Nu e așa asta întrebarea? Așa este întrebarea? Nu? Ce faci când ești chemat să faci ceva ce nu poți? Acum, ideea că nu poți e reală sau nereală? Nereală. De ce e nereală? Exact. Deci, evident, am aici o schiță care să ne exemplifice acest lucru. Avem o plită aici care trebuie să lucreze cu 220 de volți. Dacă o legi la 220 de volți, cât poate să facă plita? Nu, dar... Nu, asta e doar energia. Cât poate să facă plita? Nu, dacă e legată de curent, cât poți să faci cu plita? Tot ce plita a fost înzestrată să poată să facă. Da? Sunt limite? La plită, da. Adică noi avem limite. Însă, întrebarea este, ne-a înzestrat Dumnezeu cu toate posibilitățile să și vorbim, să nu vorbim cât putem și cât nu putem. Da? Deci dacă suntem conectați corect, dacă evident suntem conectați la plita, la volții greșit, cum va funcționa plita? Nu va funcționa, se va strica. Și aici este problema noastră, că noi, când suntem puși și chemați la lucrare, depinde de cine suntem conexați. Da? Pentru că dacă suntem conexați de curentul corect, atunci, cu tot ce ne-a înzestrat Dumnezeu să facem, noi putem face. Numai este o problemă că datorită conexiunii noastre greșite, și acum o luăm practic, când Adam și Eva au fost creați, de cine au conexat? Cât puteau să facă? Tot ceea ce Dumnezeu a făcut pe ei capabili să facă și puteau să învețe lucruri care să meargă tot înainte. Capacitatea de a învăța a fost vreodată limitată? Nu? Da? Tot mergi înainte și toată veșnicia, vom tot învăța, vom tot învăța, dar de unde? De la Dumnezeu. Și Dumnezeu ne poate, cum să zic, da capacități tot mai multe. Da? Deci Adam, când a fost creat, el putea să facă tot ceea ce Dumnezeu l-a făcut pentru ca să facă. Și trebuia să vorbească cu animalele, trebuia să conducă pământul, până când el și-a luat conexiunea de la Dumnezeu. Și când și-a luat conexiunea de la Dumnezeu, ce s-a întâmplat cu el? El s-a conectat de șarpe, de oameni, și apoi el a fost schimbat. Nu mai funcționează corect, se strică, nu poate împlini scopul creierii sale, pierde viața, moare, și atunci toți urmașii lui sunt născuți, legați, greșiți. Știți de ce cineva care n-a fost chemat să vorbească
crede că n-a fost chemat să vorbească? Întrebarea se pune, cui vorbește? Pentru cine o face? Dacă ești chemat să vorbești, pentru cine vorbești? Poftim? Pentru Domnul. Pentru Domnul. Și cine te cheamă să vorbești? Cine te cheamă să vorbești? Tot El te cheamă să vorbești, deci te cheamă să vorbești, să vorbești pentru El, atunci cum vei reacționa? Știți că voi probabil ziceți, l-avem pe Moise. Moise a fost chemat să vorbească și Domnul și a zis, eu n-am limbă. Avea limbă sau n-avea limbă, Moise? Avea, dar a zis, am nevoie de cineva, nu pot singur. Și Dumnezeu a fost bun și l-a dat pe Aaron. Dar a rămas Aaron tot timpul vorbitorului? Evident că nu. Dar Dumnezeu e bun și îți dă cineva ca să te suporte, ca să ai o încurajare. Să știți, n-am găsit în Biblie că cineva a fost chemat să facă ceva cu aptitudine pe care el le-a avut din naștere. Eu, dacă mă uit la mine, nu știu să vorbesc, nu știu gramatică și la asta am fost chemat. Nu știu să scriu. Și într-o zi va trebui să se și scriu, dar habar n-am. Și nu putem să mergem să ne uităm la capacitățile noastre. Noi trebuie să vedem că prin Hristos noi putem sta la orice lucru care ne cheamă. De asta problema se pune doar cine sunt, nu? Cine mă cheamă? Pentru că Ellen White are un citat foarte frumos care zice că orice chemare este un o enabling, cum se zice pe românești? O putere. Mai mult ca o putere. Devii capabil să o faci. Dacă Dumnezeu te cheamă la un lucru, îți dă și capabilitatea să o faci. De aceea, chestia este doar cine te cheamă la lucru. Și dacă ești ființă creată, te cheamă Dumnezeu. Dacă ești Dumnezeu, te cheamă oamenii și atunci tu răspunzi referitor cum este în inima ta. Eu cred că suntem cu toții capabili pentru orice. Dar trebuie să facem o deosebire. Nu fiecare poate să facă orice la fel. Ok? Aici e deosebirea între noi. Unul vorbește așa, unul vorbește așa. Dar cred că toți sunt chemați să vorbească. La un moment dat trebuie cu toții să fim în stare, să dăm socoteala pe ce credem. Și va trebui să o dai voit și anevoit în public într-o zi, nu? Nu poți să-ți alegi locul unde dai mărturia sau poți să-ți-l alegi. Dar poți să stai într-o zi și zice, păi eu la școală n-am învățat să vorbesc, pare rău. Pe cine face de rușine? Pe cine? Pe Dumnezeu face de rușine, pentru că suntem poporul Lui, suntem copiii Săi. Deci orice chemare este și o facere capabilă, no, enabling, o puternicire, poți o faci, da? Calificare. Poftim? Calificare. Calificare, da. Deci avem vreo scuză când suntem chemați? Scuza vine doar pentru că o fac pentru mine. Nu? Și pentru că sunt dependent de oameni. Dacă noi nu trebuie să învățăm, și să știți, acolo trebuie să învățăm să fim independenți de oameni. Trebuie să fim dependenți doar de Dumnezeu. Noi ne-am născut în dependență de mama, de tata, de prieteni și așa mai departe. Și facem totul pe placul lor. Și dacă unul poate să vorbească mai bine ca celălalt, eu zic, ăla vorbește mai bine, eu să mă fac de rușine cum vorbesc. Și atunci, cine mă conduce? Eul meu. Eu sunt Dumnezeu, că vreau să fiu cel mai înalt. Da, noi nu avem aceeași capacitate să vorbim cu toți la fel. Dar toți avem capacitatea să vorbim. Ok? De aceea nu ne comparăm.
O ființă creată nu se compară, că ăla știe mai bine sau nu. Noi facem ceea ce am fost chemat să facem, așa cum a zis Dumnezeu. Nu e simplu? Rezolvăm problema din start. Și trebuie să ne cercetăm întotdeauna când sunt chemat. Vedeți? Că Dumnezeu, când eu am devenit clar că sunt chemat să fiu învățător. Da? Adică să fiu învățător, nu numai la cabinet, dar și să merg să predic. Eu iau fiecare chemare care vine, ca vine din Domnul. Niciuna, nu zic, nu vine din Domnul. Pentru că așa am zis, Doamne, m-ai chemat să vorbesc, cine mă cheamă să vorbesc, iau ca de la Tine. Dacă nu-i de la El, El schimbă circunstanțe. Dar eu iau toate chemările ca venind de la Domnul. Și le răspund. Ca tare, bineînțeles că zic, n-are anul două, n-are 50 și, n-are 104 săptămâni, n-are numai 52 și mă-și bucurat să aibă, pentru că atunci aș putea să-i includ pe toți, dar așa trebuie să programez un an jumate lucrurile și pe de-o parte e bine că sunt așa de plin, dar pe de-altă parte aș bucura să împlinesc chemarea imediat. Dar eu nu știu când trebuie chemarea împlinită, așa las pe Dumnezeu, zic, mă uit în calendar, zic, anul acesta, anul viitor, n-am nimic, dar acela an am ceva. Și atunci programez acolo. Și oamenii zice, a, ce păcat, nu știu ce, dar în loc și pentru 2020 deja o programare, măcar aia să avem. Nu? Și atunci, noi trebuie să știm, o chemare trebuie să fie de la Domnul. Și eu nu răspund omului la chemarea lui. Eu vreau să spun pe Dumnezeu, pentru că cui să-i dau socoteala ce am vorbit aici? Vouă? Învățătorilor? Niciodată. Pentru că n-am venit la chemarea unui om. Am venit la chemarea lui Dumnezeu. De aceea am tremură genunchii. Nu? Și mă pregătesc. Pentru că nu pot să dau socoteala în fața oamenilor. Trebuie să dau socoteala în care Dumnezeu. Ok? Orice chemare vine de unde? La lucru evident. Nu la distracție sau... Deci luăm chemarea la lucru, la datorie și ne cercetăm. De ce nu vreau? De ce aș dori ca să spun asta, pentru că este enorm de important. În rugăciune, cel mai important lucru când vă rugați, sau Dumnezeu m-a învățat cum să mă rog, este să îmi cercetez inima. Nu vă cercetați inima? Cum îți cercetez inima în rugăciune? Eu încep deja noaptea în somn, adică dimineața, spre dimineața când mă trezesc, pentru că așa este obișnuit Duhul meu, să deja începe să vorbească cu Dumnezeu pe când încă n-am deschis ochii. Nu? Deja și încep să analizez ziua de ieri. Eu seara sunt așa de obosit că nu pot să mă examinez. Da? Seara zic, Doamne, îți mulțumesc că astăzi, da? O zi ca ieri, știți cât de epuizat ești după așa o zi? Când Dumnezeu m-a chemat cum 10 ani să vorbesc, o sfârșit de săptămână mă dădea gata pentru două săptămâni. Trebuia să mă refac. Și am zis, Doamne, se poate, trebuie să vă să vorbesc. Că așa mă epuizam într-un sfârșit de săptămână, că două săptămâni era fiască. Și acum, al doilea an, i-a trebuit un an să mă antreneze, al doilea an mi-a dat două sfârșit de săptămână, zice, hai că trebuie să performăm, ca altfel. Nu este eficient, să știți că Dumnezeu este cel mai eficient manager. Nu-i place oamenii puturoși care nu sunt capabili să facă ceva. Lui place oameni care iuți și la sunt prezenți, da? Atunci, al doilea an, pe două ori pe lună, și doar trei ani am zis Domnului, zic, Doamne, m-ai învățat, acum cât o fi să vină, mergem. Nu? Și nicio chemare. Nu o zic că nu am timp. Pe fiecare chemare care vine, o iau. Pentru că Dumnezeu ne antrenează. Dacă încă nu suntem gata. Știți că sper că câtva timp să văd și mai bine să vorbesc, să prezint mesajul și mai corect. Dar este un proces de educație în care suntem. Și Dumnezeu m-a educat și cum să mă rog. Pentru că eu nu știam cum să mă rog.
Și în rugăciune, noi trebuie, în primul rând, să ne examinăm inima. Pentru că din inimă iese motivația. Și atunci, dacă eu nu trec în revistă ziua de ieri, cum pot să învăț ceva? Puteți sau nu puteți? Trece cineva în revistă ziua de ieri? Eu sunt convins că nu, pentru că și nici eu n-am putut. Nimeni nu m-a învățat. Și au fost ani de zile înainte ca să citesc în Spiritul Profetic că trebuie fiecare lucrător al lui Dumnezeu trebuie să se examineze zilnic. Să vadă dacă motivația inimii sale a fost corectă și zice, va observa de foarte multe ori că ceea ce a crezut el că este altruism, de fapt este egoism. Dar asta este, de aceea Ellen White spune că mântuirea este educație. Nu? Mântuirea este educație. Dar e o educație la picioarele cui? A învățătorilor? La picioarele Dumnezeu. Educația care o primește un om este acolo, afară, în pădure sau unde mergeți, dar natura e cel mai bine, că acolo s-a dus Iisus, în care tu vorbești tare, în care tu zici, Doamne, dacă nu-mi faci clar de ce ieri m-am uitat așa la omul acela, de ce am răspuns răstit, de ce m-a supărat, de ce am avut acea emoție, de ce, de unde a ieșit? Sună muncă? Sună muncă? Da sau nu, copii? Sau sună lejeritate? Să știți că viața cu Hristos e muncă. Dar e o muncă tainică în inima noastră, care dacă nu facem, suntem orbi față de noi. Noi trebuie să ne cunoaștem inima. Trebuie să știm, trebuie să știm slăbiciunile noastre. Trebuie să știm unde suntem mai vulnerabili și unde nu. Pentru că acolo unde ești mai vulnerabil, acolo te pregătești să nu mai fii. Dar dacă nu-ți știi vulnerabilitatea, dacă nu-ți cunoști inima și ticurile ei, cum vreodată să ai control de sine? Va veni ispititorul, pentru că el vrea ca să nu ne cunoaștem și atunci te ispitește cu acel lucru în care tu n-ai pus nici o barieră acolo și te duci pe gheață ca și când n-ai fi a fost niciodată creștin. De asta, primul lucru și cel mai mult eu petrec în rugăciune cu examinarea zilei de ieri. Și rog pe tata, zic, tata, dacă tu nu mă ajuți ca eu să știu ce se întâmplă în mine, eu habar n-am. Pentru că eu văd ce am făcut de greșit, dar nu știu de unde a venit? În noiembrie m-am certat cu mama. N-am crezut în viața mea că sunt capabil să mă cert cu mama. Și am mers în camera ei, el a o situație așa, dar mama o face un reproș. Nu? Așa sunt micile. Le cunoști? Și uitați-i câteodată. Și când mi-a zis ea, eu am răspuns, zice, mamă, când ți-am greșit eu vreodată în viață? Asta a fost răspunsul meu. Răspuns bun? Eu nu i-am greșit niciodată în viață. Nu? Asta este... Cine a răspuns? Firea păcătoasă, da? Că eu sunt cel mai sfânt, mămică. Eu în viața mea nu s-am greșit cu nimic. Și a ieșit cu gândire sau fără gândire? Spontan? Și așa m-am certat cu mama și evident că ea a avut destule argumente. Însă, și imediat mi-am dat seama că greșesc. Da? Și am zis, mama, nu se poate ca doi adulți, acum voi sunteți pe copii, să zicem așa, dar eu sunt 54 de ani. Când la 54 de ani te cezi cu mama ta, trebuie să fii fără minte. Nu-i așa, Sasha? Nu-i așa? Deci trebuie să n-ai învățat nimic. Și atunci mi-am cerut iertare, ne-am plâns împreună, ne-am rugat. Însă, asta a fost seara, că venisem la servici, eram foarte lejer, m-am dus cu bucurie la camera mamei mele, că zătea la noi atunci. Și de-a doua zi m-am pus
Că trebuie să-mi fac acum lecția de casă, nu? Și care e întrebarea mea la Dumnezeu? Care e întrebarea? În primul rând, i-am mulțumit Domnului că m-am certat cu mama, știți? De ce i-am mulțumit? Credeți că Petru a fost mulțumitor pentru că Dumnezeu l-a dat în voie Satanei să risipească? A fost mulțumitor pentru toată viața sau nu? A fost? Da, n-a uitat niciodată acel lucru. Pentru că, dar dacă Dumnezeu nu lua acel val, Petru nu-și vedea niciodată inima lui. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc pentru că mi-ai arătat că inima mea e legată de mama mea mai mult decât de tine. Așa este, să știți. Cu cineva, cu oricine vă certați, inima este mai legată decât de Dumnezeu. Sunteți legate de acea persoană. Și acea persoană ia locul lui Dumnezeu. De asta, noi ce învățăm la școală? Să nu ne mai certăm. Cine se ceartă, dovedește că stă pe tron. Dovedește că El se pune drept în unitate de măsură. Și m-am dus în acea dimineață în pădure și Dumnezeu îți arată, să știți, că El e bun și îți pune oglinda în față. Și mi-a făcut clar că eu aștept de la mama mea să gândească ca mine. Aștept de la mama mea să aibă aceleași cunoștințe. Aștept de la mama mea să aibă aceeași experiență. Aștept să vadă lucrurile exact cum le văd eu. Și că Dumnezeu mi-a făcut clar ceea ce se întâmplă în inima mea, atunci, într-adevăr, am putut să mă... Ce să fac? Să pocăiesc. Că pocăința nu este să-ți ceri iertare că te-ai supărat, să știi. Aia este doar rezolvarea unui efect. Pocăința este nu să te ceri lui Dumnezeu să nu mai ceri cu mama. Asta nu eu cer Domnul. Eu vreau să extirpez din inima mea cauza cerții care este că eu mă fac drept Dumnezeu peste mama mea. Că dacă nu fac aia, degeaba mă rog să nu mai cer. A fost odată un frate care mi-a zis, de 10 ani, frate, mă rog să nu mă mai enervez. Zic, frate, poți să te rogi și 20 de ani. Nu se va întâmpla nimic în viața ta. Pentru că Dumnezeu poate doar prin educație să vedem unde este cauza cerții. Procesul de mântuire este un proces conștient în care rațiunea noastră trebuie să vadă ce este în inima noastră și zi de zi să zicem, o, Doamne, nenorocitul de mine, cine va scăpa de acest trup de moarte? Pentru că ne vedem prinși în capcană. M-am certat cu mama că am vrut. Am ales să mă cer cu mama? Nu a ieșit din inima mea, așa cum Petru n-a ales să trăiască pe Hristos. El putea să privească înainte, dar în momentul ispitei, el nu putea să privească. Pentru că nu era pregătit. Ispita și aduce doar la iveală ceea ce există acolo. Și atunci, dacă nu ne cercetăm dimineața, dacă asta nu este prima și cea mai importantă lucrare, ca să mă văd și nu ne poate arăta nimeni oglinda. Nu pot să mă duc la sora, că mai sunt câțiva oameni, zice, mai spunem și mie câte greșeli am în viață sau... Nu? Nu ne ajută oameni. Noi ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Acolo este lupta. Și numai acolo este lupta. Petru, unde am vins problema lui? Unde am vins? Știți ce să repet? Unde s-a dus după ce l-a trădat? Unde s-a dus? În Ghețeman, ce-a făcut acolo? De ce e acolo rău? Că l-a trădat pe Hristos? Ce credeți că i-a mers prin capul lui Petru? Că Iisus i-a spus dinainte, tu ai în inima ta, Petru, o problemă care trebuie să o rezolvi. Și Petru ce a zis? Eu, Doamne? Eu n-am nicio problemă în inima mea. Eu mă încred în tine, eu mor pentru tine, eu sunt eu. Petru avea Barnabea ce avea. Și știți de unde știm că Petru s-a pocăit? Ce l-a întrebat Iisus de 3 ori? Ce l-a întrebat? Știți istoria?
Petru mă iubește. Mai mult ca aștia. Vreau și la ții prezenți. Ce a zis Petru? Ce ta, Doamne, stic, eu sunt... Cum a răspuns? Cum a răspuns Petru? Cu voce tare? Ce zice, Doamne, Tu știi? Doamne. Petru a devenit un om umil și sus de trei ori l-a întrebat. Ce trei ori Petru nu s-a mai încrezut în sine. De trei ori Petru a dovedit că în inima lui nu mai se încredea în oameni. De ce l-a trădat? De ce l-a trădat pe Hristos? Pentru că încrederea lui în cine era? Unde era Petru conectat? De slujnic aceea care nu se întrebe. De era delegat de oameni, era orb față de relația lui unde este conectat. El nu era conectat de Hristos, că dacă era conectat de Hristos, cum reacționa? Trădea pe Hristos? Nu. Dar prin această trădare, Dumnezeu i-a arătat lui Petru că el este deconectat de Hristos în acel punct. Și Petru s-a pocăit. A fost gata Petru sau mai trebuia să pocăiască prin viață de multe ori? S-a mai pocăit Petru de multe ori? Da sau nu? Evident, Petru avea nevoie de mai multă pocăință și știți când a fost gata? Când și-a dat viața. Da? Când și-a lăsat răstignit cu capul jos, atunci Petru a fost gata. De aceea, haideți să vă notați sau să vă țineți minte în cap. Examinarea de ține. Doamne, arată-mi și treceți în revistă ziua, eu așa o trec, de când m-am sculat, de când am avut timp cu Dumnezeu în pădure, o trec în revistă până seara să mă duc. Și veți vedea că la început e greu. Pentru că nu vrem să ne vedem. Nu vrem să vedem ce e inima noastră. Dar mergem la Dumnezeu și zicem, Doamne, arată-mi. Și la început El vă va arăta lucrurile mari care ați greșit peste zi. Dar cu timpul veți învăța, lucrurile mari dispar și sunt doar lucrurile mici care vă iau în prizonierat. Și aceste lucruri mici care vă iau în prizonierat, vă vor... Ce vă vor face? Astea sunt cele mai grele. Să știți, să te observi într-un gând pe care l-ai judecat pe celălalt. Să te observi într-o situație în care tu te-ai uitat cu dispreț la cineva. Să știți, astea sunt așa de subtile, așa de greu de văzut. Numai Duhul Sfânt ne poate ajuta aici ca să putem să vedem așa. Și măcar să le vedem. Eu, acum 15 ani, când Dumnezeu m-a repocăit, mă credeam foarte bun om. Deci n-am păcate cu mare, pentru că alea Dumnezeu mi-a luat, alea mare. Și credeam că totul e bine, nu? Au trecut 15 ani și ceva și nu știu unde este fundul problemei inimii mele. De aceea, cu cât, știți că dacă El îmi va spune așa, dacă Dumnezeu ne-ar descoperi într-o singură dată inima noastră, am murit când am vedea. Am murit. De aceea El ne-o deschide cu, ne arată problemele cu țărit, adică pas cu pas. Dacă eu aș vedea câteodată mai visez cât de violent sunt în vis, într-o discuție sau este ca asta inima mea, sunt așa de violent că știți că dacă ne-a dat posibilitate, noi am tăiat și peste vreau facerea. Ordine peste. Și violența aceasta e diavolească. Dar am moștenit-o de la Adam, care a moștenit-o de la Lucifer. Și trebuie să scăpăm de această moștenire. Dar nu putem scăpa de ea deodată și nu putem scăpa fără un proces de rugăciune și de analiză, de examinare de sine. Și atunci noi învățăm. Atunci crește. Și atunci se vedea o diferență de
săptămână sau din an în an lucruri care nu le-am depășit, acum le depășim. Nu mai sunt o problemă, că am văzut, am tras barierele, am pus acolo, am tăiat firea păcătoasă în acel loc. Ok? Deci asta a fost o paranteză lungă, dar să știți, e esențial să înțelegem scopul rugăciunii. Și de ce facem analiza de sine? Pentru cine? Pentru cine facem? Nu facem pentru noi? Bine că am întrebat. Pentru cine facem? Altruismul, iubirea pentru cine face? În celălalt. Deci Iisus Hristos a zis, eu mă sfințesc pentru ei. Deci noi mergem și vrem să avem un caracter sfânt pentru cine? Ca să ne primească pe Dumnezeu nou. Să ne primească pe noi Dumnezeu în cerul. De asta vrem? De asta ne sfințim? Eu sper că nu. Ne sfințim ca să putem să lucrăm pentru El. Asta e sfințire. Eu nu vreau să fiu sfânt ca să fiu primit de Dumnezeu, că nu ne-a primit El prin Hristos așa cum suntem? Ne-a primit sau nu? Da. Însă noi am fost chemați nu doar să fim primiți de Dumnezeu așa cum suntem, ci noi am fost chemați să fim în lucrare, dar dacă nu suntem sfinți, cum să venim în lucrare? De aceea noi învățăm și ne sfințim și ne rugăm pentru a fi lucrători. Când suntem chemați să vorbim, vorbim. Când suntem chemați să nu vorbim, nu vorbim. Când suntem chemați să lucrăm la grădină, lucrăm la grădină. Orice chemare, mergem, o facem din puterea divină pentru a sluji Împărăției Lui. Asta e scopul nostru. Noi ne sfințim pentru a fi într-o zi găsiți niște slugi care să zică Domnul, bine, bun, rog, credincios. Ai fost credincios în puțin lucruri, te propune peste mare. Am înțeles? Totul facem din Dumnezeu pentru Dumnezeu. Să știți, Dumnezeu iubește pe aproape vostru sau nu iubește? Eu vă spun, eu am văzut cum Dumnezeu îmi iubește nevastă. Și am zis, Doamne, Tu ești mai bun ca mine. Soția mea are multe slăbiciuni, dar una dintre ele este că când plecăm în străinătate, mai ales când mergem spre America, toată noaptea face bagajul. Nu doarme un pic. Nu? Că se mai sorteze, să treacă prin tot ce are, să vadă, să nu uite ceva acasă. Nu? La mine e mai simplu. Eu și întotdeauna cu bagajul, doar cu mașina. Și acum, ea toată noaptea nu lucrează. Și eu tot îi spun, mă, ce faci mâine când o să fii în avion, o să pici, o să ai nicio putere. Și eu zic că omul învață prin pedeapsă, nu? Și atunci mă rugă, da? Și am zis, eu aș pedepsi-o, Doamne, dacă aș fi lucrată. Dar ne urcăm în avion. Avionul e plin. Doar un rând lângă noi are 3 scaune libere, unde Domnul i-a rezervat ei un pat, să doarmă 8 ore. E bun, Domnul? Zici, Doamne, zic, nu se poate. Eu aș fi lăsat-o să tremure în scaun, să cadă capul, faci încolo, să vadă ce rău este să nu faci ce trebuie. Tu îi dai pat. Merită sau nu merită patul ăla? Merită? Nu, Dumnezeu, nu merită. Și când mi-am văzut cât de rău sunt în inima mea, am zis, Doamne, nu se poate. Dacă Tu o iubești așa cum este ea și mai și dai pat a doua zi. Că ai milă de ea, nu? Nu e Dumnezeu milos? Suntem noi miloși? Da sau nu? Zero milă avem. Noi suntem doar cu ciobagul. N-avem milă. Eu am învățat de la Dumnezeu cum se iubește. Dumnezeu trebuie să ne ajute, să vedem. Noi credeți că Dumnezeu vă va câștiga prin pedepse sau prin iubire? Cum ne va câștiga asta? Ce ne va duce la pocăință? Ce ne va duce pe Petru la pocăință? Privirea aceea lui Iisus.
Când Iisus a lăsat toată judecata aia de Sanhedrin, toți oamenii amari, nu s-a uitat la ei, s-a uitat și s-a îndreptat, s-a întors spre Petru și a zis lui Petru, prin ochi, Petre, eu te iubesc, ești tot al meu. Și știți, după ce s-a născut Iisus, după ce Iisus a înviat, știți că le trimite pe femei unde le trimite. Ce mergeți la ucenicii mei și în mod special l-a numit pe Petru. De ce l-a numit pe Petru? De ce l-a numit pe Petru? Pentru că Iisus știa firea păcătoasă, știa că Petru a avut o luptă. Oare Domnul mă va mai primi înapoi sau nu mă mai primi? Voi fi, sunt eu acceptat după ce în fața tuturor l-am trădat și i-am luat, cum să zic, i-am luat onoarea. Și Iisus a vrut să facă clar, spuneți lui Petru, că este tot ucenicul meu. Știți că una dintre lucrurile cele mai încurajatoare pentru viața mea personală cu Dumnezeu este că Dumnezeu nu se schimbă. Eu știu că El m-a chemat și de multe ori am spus, Doamne, zic, cum poți să chemi Tu așa un om ca mine la lucru? Pentru că eu sunt ultimul om. Sunt cel mai slab om care există pe acest pământ. Și tocmai pe mine m-ai ales Tu pentru această lucrare care nu știu cum să o fac. Și tot mă mir că Dumnezeu face așa ceva, dar am zis, Doamne, îți mulțumesc până la urmă, ajută-mă să-ți fiu credincios. Și pentru că știu că El e credincios chemării sale, eu mă încred în El că chiar dacă eu cad și mai fac multe greșeli și așa mai departe, El rămâne credincios. E cea mai mare încurajare când Dumnezeu să schimbe. Dacă eu voi fi întotdeauna credincios Lui, în ciuda că mai am multe lucruri care trebuie să le învin, niciodată Dumnezeu nu își va întoarce spatele față de mine. Ne va fi întotdeauna credincios că o să schimbe. De aceea pe mine e așa o încurajare când mă văd slăbiciunile mele și când văd căderile mele. Zic, Doamne, îți mulțumesc că Tu ai știut înainte să mă chem, că eu voi face toate aceste greșeli și în ciuda faptului m-ai chemat, așa că Tu știai deja ce multe greșeli o să fac. Și câte victime o să am pe drum, până într-o zi nu o să mai fac victime. Nu? Până când nu o să mai fac nimic. Știți că în cabinet cât a trebuit să învăț? Da? De 14 ani sunt în cabinet. Și când Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg adevărul despre când devine boală, la câți oameni am vrut să răspund? La câți oameni? La câți pacienți? La toți. La toți. Și așa, cum e scaunul meu de consultare aici în față, în stânga și în dreapta sunt instrumente, da? Aici e scaunul meu și aici e ușa de ieșire, nu? Aici intră, se ocupă de scaun, eu îi fac loc. Unde stăteam cu scaunul meu ca să-i fac la pacientului? Eu mă puneam exact așa în fața lui, n-avea ieșire. Nu? Pentru că acum trebuie să-l învăț. Nu? Până într-o zi, o doamnă de-asta mai... cum să o numesc? Nu. cu caracter, s-a sculat, m-a ocolit și a ieșit afară. Doamne, ce fac aici? Nu? Ce fac? Eu vreau cu forța să le dau la ăștia sănătatea. Și acum cum stau? Tot așa? Stau așa sau nu stau așa? Nu, scaunul meu e foarte la margine. Așa stau ca să fie drumul ieșire, ușa liberă. Nu? Ca să nu se simtă omul constrâns de mine. Sunt lucruri care sunt așa de importante. Și zic, Doamne, sper că n-am dat o bară de tot. Știți? Zic, mai adu o dată pacienta să o fac bine. Și Dumnezeu e bun, câteva, pe 5 sau 10 ani mai vine una înapoi, care a fost atunci acolo și zic, aaa, ce bun e Domnul. Am făcut atâtea greșeli, atâtea lucruri am dat în bară, pentru că vreau răul? Nu vreau binele, dar Dumnezeu a trebuit să mă ducă printr-o școală în care odată o pacientă de 25 de ani, în internet există evaluări. Da? Mai sunt întrebări, o să le pun și pe asta, dar mai trecem. Am uitat la ceas.
Dar poate deja le răspund, nu știu care sunt. Dar asta vreau să, ideea, ca să înțelegem că este un lucru foarte important, să înțelegem că noi trebuie să învățăm din ce? Greșelile noastre. Trebuie să învățăm din greșelile noastre. Și trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Da? O doamnă tot de asta cu care am vrut să o forțez un pic, să... și m-am băgat prea tare în sufletul ei, 25 de ani aveam, și a doua zi, sau nu știu cât timp, îmi trimite fiul meu o evaluare de pe internet, nu? Și toți medicii pot să fie evaluați în internet în Germania, și evaluarea este cum vrea fiecare să se evalueze, nu? Și veți vedea că la mine, oricum mă iubesc oamenii, eu nu mă iubesc, însă nicio evaluare nu are, sau nu zice că nu-mi iau timp, că nu sunt prietenos, că nu, da? Și doar unii nu le place că nu sunt științific, sau ce o fi, dar asta e treaba lor. Numai de așa, dar femeia asta, cu care eu am vorbit, când am citit evaluarea, ea m-a jignit. Voi sunteți sensibili la jignire? Da. Da sau nu? Da. Eu sunt foarte sensibil. Nu mai voie să-mi spui cuvânt. Și femeia asta a scris despre mine acolo în internet. Zice, el este un... el se crede... un hobby... psiholog. Adică un psiholog... amator. Și cuvântul ăsta de amator și-a primit ținta, a găsit ținta în inima mea. Când ești Dumnezeu și cineva te face amator, te taie. Te taie. 3 zile m-am dus în pădure și fiecare dată gândul ăsta mă lua prizonier. Eu amator. Eu psiholog amator. Și venea în față femeia asta, zic, doar lasă că... Și vin tot felul de gânduri de răzbunare. E cumplit acolo și tu zici, Doamne, ajută-mă! Și Dumnezeu te lasă să mergi cu gândul tău ca să-ți vezi profunzimea erorii până când te aduce ea înapoi ca să ajungi să vezi acela. Mulțumesc lui Dumnezeu că femeia a scris că sunt amator, pentru că trebuie să fiu în stare să suport orice dacă nu este neadevărat. Nu? Să mă facă cineva amator. Nu? Treaba lui. Ce am eu cu el dacă sunt independent? Principal a fost că nu a scris, a fost nerăbdător cu mine, a fost neprietenos, nu și-a luat timp. Că ei zic că nu sunt bun profesional, ai treaba lor, ai romantizat, dar caracterul meu trebuie să fie impecabil. Da? Caracterul trebuie să nu aibă nici o lucru. Că ce cred ei despre mine e treaba lor. Ok. Deci, ne trebuie o cercetare de sine. Da? Dumnezeu ne va trebui lua în școala Lui. De aceea, în legământul nou, toți sunt educați de Dumnezeu. Haideți să vedem la următoarea întrebare. Cum îți dai seama ce plan are Dumnezeu cu tine? Cu focul, nu? Facultate. Cu facultate sau meserie să urmezi... ce meserie să urmezi, partenerul de viață și așa mai departe. Întrebare foarte bună și cred și foarte simplu de răspuns, sau? Noi trebuie să știm în primul rând ce. Cine suntem? Ok? Ați învățat lecția de ieri? Cine sunt? Eu sunt un... o creatură a lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu. Atunci, credeți că Dumnezeu deja a făcut totul ca să fiți chemați la lucrarea care trebuie să faceți? Da sau nu? Da, să știți, Dumnezeu deja a pregătit totul din a inimă. Numai întrebarea se pune, vreau eu să urmez sau nu vreau să urmez? Eu vreau să fiu de mic copil. Chemarea mea a fost să fiu pastor. Da? Și eu știam chemarea mea de când am început să gândesc. Și numai pastor am zis, am vrut să fiu numai serv al lui Dumnezeu. Niciodată nu am văzut că eu voi da cu ciocanul sau vă fac o meserie. Tot ce am vrut să fiu era pastor. Sluga lui Dumnezeu. Dar,
Dumnezeu întotdeauna, când a vrut să mă duc la, la seminar, nu m-a lăsat. A făcut lucruri de nu s-au împlinit, n-am făcut nimic la seminar. Dar medicina, care n-am vrut să o fac niciodată, acolo am intrat direct. Înțelegeți? În Germania îți trebuie 1,0, adică 10,0 să intri la medicină. Eu aveam 2,5, asta e 7,5. Vreo șansă? Aștept 15 ani ca să-ți vină locul. Că mai au și așa ceva în Germania. Dar în Germania, la admitere la facultate, iau 15 persoane, adică 15% sunt trași la sorți. Și în aceeași zi în care mi-au zis că n-am șansă să intru la facultate, mi-a venit și scrisoarea că am fost acceptat ca să fiu interviewed, adică să fac un interviu cu mine și acolo am 3 pe un loc. Și am făcut interviu în facultatea sau în universitatea unde stăteam, în Freiburg, undeva este universitate în Germania unde toți vor să studieze, că e a doua universitate pe Germania. Eu stăteam acolo, m-am dus la interviu, am avut vreo problemă să intru la facultate? Așa am intrat. Nu mi-am dat nici silința măcar. Și iată că eram la... și m-am înscris. Nu mi-a plăcut medicina. N-am învățat-o. În timpul medicinei eu studiam cărți de teologie. Eram la facultate și studiam dimineața și nu puteam să încep să studiez acolo decât să citesc întâi Marea Luptă și cărțile Soarei White, le-am studiat în timpul facultății, pentru că alea mă interesau. Medicina o făceam cu stânga. Să iau examenul, să trec. Nu mă interesa medicina. După 3 ani de zile, după ce am avut tot felul de probleme, că mi-era frică, toate bolile le-am primit. Da? Dacă îmi ziceai că doare gâtul, eu a doua zi aveam durere de gât. Și infarcte și de toate am trecut. Am așa de sensibil. Și după 3 ani de zile am zis cu nevastă mea, pentru că ea m-a băgat în facultate, am zis, eu am să mă las de facultate și mă duc la seminar. Bă, că asta mi-a fost chemarea. Dar nevastă mea zice, dacă tu ai să mergi să lași facultatea, eu am să fac un atac de nervi, da? Un nervous breakdown. Și zic, și atunci am zis, dragă mea, stai, nu fă nimic, că stau la facultate. Și am stat la facultate, 9 ani jumate am studiat, când trebuie numai 6, pentru că nu aveam nicio trage de inimă. Dar până la urmă am terminat-o cu stânga, așa cum am început, am făcut și doctorat, dar tot cu stânga, adică fără, nu? Și la un moment dat, Dumnezeu m-a pocăit acum 15 ani și atunci m-a băgat în școala Lui, la cabinet. Și acum, uitându-mă înapoi, zic, Doamne, pe câte căi a trebuit să mă aduci tu pe mine ca să ajung acolo unde vrei să mă ai. Să știți că lucrurile nu merg așa cum vrem noi. Nu putem să mergem, că asta e chemarea mea. Trebuie să zicem, Doamne, mă pun la dispoziție, pe unde mă duci tu știi mai bine. Dacă ar fi fost după voia mea, n-aș fi făcut niciodată facultatea de medicină. Dar dacă n-aș fi făcut facultatea de medicină, Dumnezeu nu și-ar fi putut împlini scopul care l-a făcut pentru viața mea. Și dacă nu mă punea în cabinet și mă trebuia să mă pun într-un cabinet anumit, acolo, el a condus lucrurile ca să... Că eu vreau, după ce am terminat medicina, eventual, eu mi-am ales întotdeauna lucrul cel mai ușor. Știți, în viață eu mă aleg cel mai ușor. Voi ce alegeți? Nu? Am văzut că pielea este cea mai ușoară medicină. Da? Îl dezblași pe om pe sus, în jos, îi vezi tot ce are, ai 3 creme, nu poți să ții minte medicamente, și vezi 10 persoane într-o oră, ai câte, nu știu, euro pe persoană și, deci, repede, te. Am făcut doctoratul în pe piele, zic, să intru la piele, că acolo, vorba aceea, mă cunosc, piele. No? E vizibilă. Internele nu mi-au plăcut niciodată. Ce să vă bagă prin burta omului, să știu unde e ficatul, unde e asta. E complicat. Totul pe exterior se vede. Așa am făcut. Dar am aplicat la profesorul cu care am făcut doctoratul, zic că ăsta mă ia la ucenic. Nu m-a luat. Am așteptat un an.
Nu m-am luat ucenic. Dar mai aveam a doua idee, pe lângă asta zic, vreau să fac chirurgie plastică. Ești fain? Tai nasul, tai... Oh, scoți riduri. Faci tot felul de lucruri faine. Nu? Mi-a plăcut chirurgia. Făcut și acolo practică cu profesorul ăla și profesorul ăla i-a plăcut de mine, că să aibă o bună de tăiat. Și așa, știți că oricine are mână dure tăiat pe corp, oricum le vindecă toate. De-aia dacă tu taci trâng. E bine. Și am vrut să devin chirurg plastic. Că acolo se ia bani, mai multă treabă, nu? Tu crezi la... Dar Dumnezeu m-a lăsat? Nu. N-am primit loc. Zici, n-am unde să te pun. Și atunci am zice, dar tu te întâi și poți să faci ori chirurgie normală sau orele, că toate sunt pe dinainte, care după aceea poți să faci tranzacția, să tranziția să vii la chirurgia plastică. Nu așa am problemă, trebuia să lucrez, așteptasem aproape un an după ce am terminat facultate, să mă duc undeva și la rezidență. Dar eu vreau piele, eu vreau chirurgie plastică. Și unde am ajuns? Am ajuns la orele. Niciodată în viața mea n-am visat că o să ajung la orele. M-am uitat de prima dată nas la om, nu știam ce văd. Dar eram medic, nu știam ce văd în nas. Nu știam de turbine, de toate alea. Și cea mai mare problemă a fost când era un om cu... a scos laringele, nu? Și cu trahostom aici, așa, și nu, eu stăteam în fața lui să-l curăț și când a tușit el o dată, stăteam în plot, ai învățat lecția, pentru că nu știai ce să faci, nu? Ești în... Da? Dar Dumnezeu te învață. El a știut de ce m-a făcut orele. Pentru că dacă nu eram în cabinet de orele și eram undeva în altă parte, n-aș fi dat seama niciodată că nu mâncarea face boala. N-aș fi știut că ți-ai uit în stânga, ți-ai uit în dreapta, că la orele ai toate părțile în corp, nu le-ai prea le vezi. Dar Dumnezeu a știut, ăsta orele îl fac. Și atunci n-am avut o șansă. Eu am încercat peste tot, dar El a știut mai bine. Să știți că așa mulțumesc lui Dumnezeu, uitându-mă înapoi, că a avut El cârma. Sunt la cabinet, vreau să am pacienți mulți, am făcut două camere, am zis, Doamne, două camere. Mi-a zis tu cu Domnul, ajunge o cameră de consultație, nu-ți trebuie două. Zic, mie-mi trebuie moară. Vreau să am 100 de pacienți pe zi. Nu? Să eficient, să câștig bani, să plătesc casă, să plătesc. Domnul zice, ok, hai fă. Dar după 3 ani de zile, a trebuit să vând un echipament de acolo, pentru că nu-mi trimitea pacienți, Domnul. Zic, Doamne, zic, tu m-ai pus aici în cabinet? Cabinetul meu trebuie să devină cel mai mare cabinet. Nu, dar vrești cu Domnul, devine cel mai mare? Dar mă gândeam la bani, mă gândeam la pacienți. La pacienți sau la mine? La mine mă gândeam, pentru că vreau să fac acest lucru. Și un an de zile la cabinetul Dumnezeu mi-a dat pacienți, tot mai mulți, mai mult, știi? Și după aceea a zis, nu stai așa, că mai intră în școală, băiatul. Să știți că școala Domnului câteodată nu simte bine. Dar aduce rezultatul. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră v-a lăsat conducte Dumnezeu și va conducta, dacă nu vă rugați în special ca să vă conducă și pur și simplu vă doreați ceva, credeți că v-ați condus în acest fel? Nu, deci eu cred că dacă Dumnezeu ne cheamă la lucrare, și El vede voința noastră, vede dacă vrem. Și am vrut întotdeauna să slujesc pe Dumnezeu. Chiar dacă și când am fost nepocăit, adică înainte. Însă nu știam cum. Și acum nu știam nici după ce m-am pocăit. Dar eu am zis Domnului după pocăință că vreau să merg pe calea Lui. Dacă El îmi zice ceva, sau dacă eu știu că e ceva voia Lui, dar trebuie să știu dinainte. L-am întrebat să fac cabinet, să mă fac. Unde să fac? El mi-a dat 60 km de casă să fac cabinet. Atunci am zis, nu se poate, cheltuim bani, da. Dar toate, acum uitându-mă după 14 ani înapoi, zic, Doamne, ești fantastic de manager. Nu? Nu-mi veneau pacienții. Dar de ce nu-mi veneau pacienții? Pentru că El a zis, tu trebuie să ai timp să stai de vorbă cu pacienții. Eu știu că mie îmi place să stau de vorbă cu pacienții. Dar dacă am mulți și stau 10-15 persoane în sala de așteptare, cât timp îți iei? Stai tot timpul să termin de ăsta ca să nu-ți plece la altul. Pentru că vrei să câștigi. Și atunci Dumnezeu ia boli sala de așteptare, trimitea unul pe oră. Zic, Doamne, nu se poate. Nu o să câștig un bani.
Dar unul pe oră m-a învățat să stau de vorbă cu ei, să le iau istoria, să-și... Nu? Dumnezeu m-a luat în, eu zic așa, în școala Lui. Și școala Lui nu este întotdeauna așa de plăcută la prima vedere. Dar să știți, e cea mai bună. El știa că eu vreau să slujesc Lui și de aceea El a putut să coordineze cabinetul. Până astăzi cabinetul nu merge ca un cabinet normal. Pentru că stă un înger în fața porții și El lasă să intre numai ceea ce trebuie să intre. E cel mai diferit cabinet. Dar să știți, în 14 ani Dumnezeu a făcut din cabinetul ăsta, care e cel mai mic cabinet în orașul în care sunt, în Weinheim, este de fapt cel mai mare cabinet, pentru că este un cabinet mondial. Da? O să ajungem cap dacă mergem cu Dumnezeu sau ajungem coadă? O să ajungem totdeauna cap. Dar nu cum credem noi că ajungem cap. Cum ajunge cap după cum vrea El. Și El conduce. De aceea, ceea ce are Dumnezeu nevoie este o inimă care se lasă educată și condusă. Nu ne televidează. Că El ne știe eroarea, ne știe că nu suntem așa de... Dar când El știe că noi vrem să facem voia Lui, circumstanțele le conduce El. Pe mine nu mă dacă poate conduce. Și când mi-a dus cabinetul, la cabinetul Lui, la câțiva ani în ruină, adică aveam 50.000 de euro minus, nu mai puteam să plătesc nici pe ajutoarea mea, nu-i dădusem banii pe două luni, am zis, mergi acasă, stai acasă, nu mai vin la cabinet, pentru că nu am bani să te plătesc, dar dacă ai credință, că într-o zi o să avem bani, vino. Și sărac a venit. Nu? M-a dus Domnul până acolo când am zis așa, zic, dacă este... citisem în timpul acela și ascultasem tot, având 60 de kilometri de la casă până la cabinet și înapoi, și ce am ascultat? Am ascultat Hristos Lumina Lumii de N ori. Primul capitol, după care îmi bazez întreaga filozofie, este Emanuel, Dumnezeu cu noi, legea vieții, acolo e scris tot ce vă spun eu. Acolo e scris tot, într-un singur capitol, câteva propoziții. Am ascultat pe acel capitol de N ori. Pentru că eu știu că nu vezi când citești o propoziție odată. Dumnezeu așa m-a învățat și să studiez. Eu când citesc Biblia, citesc un text de 10 ori. Adică, nu în aceeași zi de 10 ori, ci 10 zile la rând. Da? Și de-abia a 8-a zi văd ceva în textul ăla care nu-l vezi până în a 8-a zi. Și în a 10-a zi vezi lucruri care în a 8-a zi nu le-ai văzut în acel text. Și așa am învățat ca să merg pas cu pas și am trecut toată Biblia aproape în acest stil, în acești 15 ani de când m-am apucat. Și Biblia îți devine... Eu vreau să o știu, nu pe de rost. Vreau să știu conținutul ei, vreau să știu ce spune. Pentru că trebuie să o spun cu ochi, cu cuvintele mele. Și astfel... unde am deviat? O să spun o idee. Da, când am avut cele mai mari probleme financiare în cabinet, auzisem pe drum spre Preservici istoria ucenicilor pe mare. Nu? Iisus în barcă, Iisus zice, treceți cu barca dincolo și El s-a culcat și a lăsat să vină furtuna. Intenționat a venit furtuna sau neintenționat? Intenționat a venit, totul e programat. Dumnezeu vrea, zice, pe ucenicii ăștia trebuie să-i învățăm ceva. Și vine o furtună grea și ce fac ucenicii? Intră în panică și încep ce să facă? Să vâslească și până când au vâslit? Până au văzut că, indiferent ce fac, tot barca se va scufunda. Și atunci și-au adus aminte de cine? Știți că numai atunci ne aducem aminte. Că puterea noastră sunt epuizate. Ce bă, dar Domnul nostru doarme. Îmi place un Iisus care doarme în barcă? Mi-e place. Și am zis așa Domnului, când am fost la cabinet și stăteam acolo și mă gândeam, am zis, Doamne, Tu ai stat în barcă, Tu m-ai pus în barcă asta, în cabinetul ăsta. Noi împreună am plecat pe drumul acesta. Dacă Tu dormi, mă culc și eu. N-am să vâslesc o singură vâslă.
Pentru că mi-am dat seama că orice fac, nu pot să salvez sufletul. Indiferent ce aș face, să tai jumate, să iau chiria, să fie mai mică, să reduc personal, orice aș fi făcut, cabinetul, așa cum lucrez eu, nu putea fi salvabil. Și am zis, Doamne, dacă e al Tău, dacă Tu îl închizi, eu îl închid. Adică eu ies de aici cu bucurie că m-ai învățat lucruri mari. Asta eram în 2011-2012. Am început în 2004. Și atunci, când n-am aveam bani și s-a dat la o parte, n-aveam nici bani de chirie. Și banca mi-a blocat contul. Am zis, Doamne, dacă mă sună chiriașul, adică proprietarul la chirie, îi spun, dă-mă afară, că n-am bani să-ți plătesc. Dar dacă nu mă dai afară, eu lucrez mai departe. Am zis, eu nu o să plec. Eu nu o să sun pe nimeni. Eu nu o să fac nimic. Eu o să fac lucrul așa cum ai pus aici să-l fac, până când cineva vine și mă scoate. Și cred că e atitudinea corectă. Pentru că n-am vrut să mă salvez. Am zis, nu fac nimic să salvez cabinetul. Și în momentul acela, Dumnezeu a intervenit, m-am dus pe cont și deodată am putut să fac virări de 1000 de euro. Am zis, o fi bancherul în vacanță, mi-a deblocat contul. Și toate datorile care aveam undeva să dau, cu cât mergea contul, am mers la peste 50, nu știu cât am mers, da? I-am plătit la femeia salarul, am plătit chiria. Omul nu era, bancherul nu era plecat în vacanță, dar cineva a lucrat la inima lui și a zis, vrem să te ajutăm. Și ei au venit la mine să-mi ofere o schimbare a creditului și nu știu ce, și zic, oh, ce mi-a oferit, ce bine. N-am făcut nimic. Nici măcar nu mi-am învățit degetul să salvez cabinetul. Și cabinetul este, astăzi, echilibrat. E o minune. Aproape toate datoriile am plătit. Nu știu de unde. Dar Dumnezeu îmi trimitea banii. Eu eram în afara problemelor. Pentru că dacă ceva este în voia Domnului, este a Lui. Numai ceea ce este greu, El nu poate să-mi controleze inima mea. Aia trebuie să se ia după El. Dar sunt așa de bucuros pentru aceste experiențe în care lucrurile nu mergeau cum vreau și tot m-am pierdut. Deci problema se pune doar una. A cui sunt? Dacă eu sunt al lui Dumnezeu, pentru cine merg la facultate? Pentru cine? Pentru El. Dacă sunt al lui, pentru cine mă căsătoresc? Fetele, pentru cine vă construiți? Băieți, ați adormit? Ăsta e tipic la băieți, știți? Pentru că vă stați în față, e bine. E pierd care stau în spate. Pentru că ei se ascund, nu? Dar cine îi pune să se ascundă? Firea bună sau firea păcătoasă? Băieților, vedeți că e o linie de asta falsă, care se ascunde, nu? Dar Domnul are grijă și de aceștia mai umiliți în față, în spate. Avem nevoie să realizăm cine suntem. Vrem să slujim Domnului, ne căsătorim pentru a face voia Lui. Pentru că căsătoria este ce? Știți ce este căsătoria? Ce este căsătoria? Când o spun asta câteodată, nu le place la fete, da? Nici la băieți. Dar știți ce e căsătoria? Este business-ul Domnului. Amin? Știți? Eu am prezentat asta de ani de zile, o spun, dar nu de mult cineva mi-a trimis un citat în care sora mea zice la fel. Zice, căsnicia este firma Domnului. Zic, amin, asta este. Înseamnă că Duhul care o conducea pe ea, mă conduce și pe mine. Căsătoria nu este un cuib de dragoste. Căsătoria este un cuib unde dragostea este mijlocul slujirii. Dar noi am făcut din căsătorie un scop. Ea este doar un mijloc. De aceea avem toate problemele. Pentru că am făcut din căsătorie de a lua, nu de a da. Ne unim forțele pentru a sluji lui Dumnezeu. Pentru că cea mai frumoasă slujire este când slujești în doi. Nu-i așa? Dumnezeu poate să-și facă lucrarea și cu unul singur. Dar El a făcut această bucurie
ca să slujim în doi. Dar nu ești făcut soțul pentru soție și soția pentru soț. Ci ei au fost făcuți unul pentru unul. Adică ei au fost făcuți ca împreună să slujească pe Dumnezeu. De aceea trebuie să se potrivească, de aceea trebuie să aibă aceeași țintă, de aceea trebuie să fie uniți acolo unde Dumnezeu este. Da. Nu poate să meargă unul încolo, unul încoace. De aceea, dacă luați pe partenerul greșit, cine are pierdere? Cine are problema? Dumnezeu nu poate să-și împlinească scopul pe care ne-a creat. Ok. Mai am câteva minute. Nu ne mai puteți explica, vă rog frumos, despre bolile autoimune. Acum, întrebare bună. Vreau să vă spun că toate bolile vin din lăbuta oaselor. Ok? Așa că toate sunt, până la urmă, inflamații și așa zise autoimune. Chiar dacă noi avem acea idee că o boală și o boală e ceva diferit. Nu-i da? Nu-i așa? Că te doare urechea sau că se rupe tendonul Achile, credem că sunt două lucruri diferite. Dar să știți, din cauză vin din aceeași inimă. De aceea, pentru mine, că ai o depresie, sau că ai o boală autoimună, sau că ai o, eu știu, un reumatism, ce-o fi, diabet, e același lucru. E manifestarea diferită a aceleași cauze. De aceea nu contează manifestarea. Înțelegeți? Când noi călcăm din cele 10 porunci, că am vrut să arăt un pic cele 10 porunci aici. Când legea vieții spune așa, în inima noastră, subconștientul nostru avem a lua și a da. Și legea vieții spune trebuie să iau ca să dau. Ați învățat asta, da? Și acum, când dăm din Duhul nostru, acel lucru intră în Duhul în trupul nostru și dă energia întrețătoare sau distrugătoare de viață. Nu? Deci, cauza pentru bolile autoimune nu vin din măduvă, nu vin din undeva, ci vin din ceea ce Duhul dă din el. Dar tot ce dă Duhul din el, el trebuie să fie luat înainte. De aceea, în trup, poți să vezi întotdeauna de unde ia omul. Nu? Și dacă noi suntem în legea morții, atunci dăm ca să primim și nu vedem că de acolo noi, de fapt, luăm. Omul nu este conștient că nu poate să dea nimic înainte ca să ia. El crede că dă ceva de la sine. Acest lucru este absurd și imposibil, dar vine din ideea că eu sunt cine? Dumnezeu. Da? De aceea un Dumnezeu dă ca să primească o ființă creată ea pentru Adam. Și acum, nevoile spirituale le avem și le putem împlini numai prin relație de dragoste. Și există doar două feluri de relații de dragoste. Ori iubești pe cineva ca să iei, ori iubești pe cineva ca să dai. Nu? Și acum, în lege, aceste două locuri nu sunt schimbabile. Adică acolo unde iei, nu poți să dai și acolo unde dai, nu poți să iei. Da? Când e același lucru. Nu poți să iei dintr-un loc și să dai în același loc și să iei din același loc, să dai în același loc. Nu merge. Acel lucru, acea nevoie care avem, putem să o luăm numai dintr-un loc și să o dăm în alt loc. Nu putem de acolo unde dăm să luăm același lucru și să o punem înapoi. E imposibil. De aceea legea este un cerc. Da? Fiecare ia ca să dea. Nu? De aceea, în căsnicie, cum facem? Luăm din Dumnezeu ca să ne împrenăm datul ca să dăm în slujba lui Dumnezeu. Deci, iubirea, relațiile de iubire sunt doar de două feluri. De luat sau de dat. Nu există mai mult. Acum, aici avem nevoie de încredere și aici suntem dependenți. Aici nu avem nevoie de încredere, aici suntem independenți. Acum, cele 10 porunci au fost scrise pe câte table? Pe două. De ce le-a scris unul pe două? N-a avut una întreagă? N-a avut loc pe o tablă? De ce le-a scris pe două? Pentru că există doar două feluri de funcții în inimă. A lua și a da.
Mai mult nu există. Când am înțeles că în inimă, că știți că Isaia 7 zice, păcatele lui Israel sunt scrise cu un diamant pe tablele inimii lor. Care sunt tablele inimii? Astea două. A lua și a? Da. Acum spuneți-mi, am văzut ieri deja, unde putem călca legea? La dat sau la luat? Deci numai la luat, pentru că datul este inclus în luat. De aceea Dumnezeu, de ce a scris 10 porunci în una? Pentru că cine calcă 8 pe 1 percept, câte a călcat? De ce toate? De ce ele sunt una? Haideți să vedem frumos cum a fost. Deci una este exclusivă, cealaltă este inclusivă. Dumnezeu zice să nu ai alți Dumnezei. De ce să nu ai alți Dumnezei? Să iei sau să dai? Nu? Să iei. De ce să nu-ți faci idoli? Pentru luat sau pentru dat îți faci idoli? Da. Pentru luat. Pentru ce iei în deșert numele Domnului? Să iei sau să dai? Da. Deci aici Dumnezeu zice de aici să nu iei. 8 din 10 porunci doar arată că dacă faci acea faptă, tu nu iei din Dumnezeu. Pentru că ăsta e singurul păcat care putem face să nu ne încredem în El. Pentru că încrederea înseamnă a lua. Ok. Acum mergem să nu ucizi. Ce faci când ucizi? Unde calci legea? La ucidere sau aici? Unde se calcă legea? Că Iisus zice mai departe, zice, dacă te superi pe fratele tău, ai călcat-o? Dar de ce te superi pe fratele tău? El ce ți este? Este sursă de luat. Te iei după el. De aceea când ucizi sau te superi, te iei după cine? Da? Cine ucide, dovedește că nu ia din Dumnezeu. Cine comite adulter? De ce oamenii nu sunt mulțumiți cu partenerii lor? De ce? De ce unul vrea să divorțeze? Și a fost unul ei. N-am timp să mai povestesc istoria, dar poate foarte scurt. Eu așa am văzut viața că în familie voi fi fericit. Vedeți și voi la fel? Unii, sigur. Alții crede în carieră și așa. Eu n-am vrut să fac carieră niciodată. Eu am vrut să fiu fericit în familie. Nu? Și dacă ești fericit în familie, ce îți mai trebuie? Am zis, nu mai trebuie nimic. Nu? De aceea, de cât de mic copil, am tot visat. La 8 ani de zile, când aveam 8 ani de zile, sau 6, când am dus la școală, prima școală în clasă, cu cine am stat în bancă? Cu viața să facă? Evident că o fată, că la băieți n-am făcut niciodată interes. Și am mers. Se predica pe vremea mea atunci foarte tare, că Domnul vine curând, Domnul vine curând. În România atunci era credința mare. Domnul vine și zic, Doamne, zic, te rog, mă așteaptă să mă căsătoresc, măcar să mă căsătoresc. Da? Pentru că vroiam să gust fericirea, că am zis, fericirea este în familie. Și așa că m-am grăbit la 18 ani, m-am căsătorit și am dat-o bine. Am avut o femeie armonioasă, una care să fie blândă acasă, să stea, să-și facă treaba. Eu merg la servici, ea vine, totul e frumos acasă, casa e curată, e spălată, femeia parfumată, vie acasă, totul e fain. Nu? Visuri bune? N-am avut decât 3 așteptări de la o femeie și am zis că sunt foarte umile. Am văzut întotdeauna foarte nepretențios. Așa eram în imaginea mea. Deci vreau, zic, o femeie care să mă înțeleagă. Ceva rău? Să te înțeleagă nevasta mea bine? Ca o femeie să mă înțeleagă. Al doilea lucru, vreau să mă asculte. Știți cum sunt femeile? Când începi să vorbești, îți pune scale vorbă. Și pe acea vorba, numai ce zice. Și atunci, da? Nevastă mea, să le-am vorbă. Și ce? Tu așa credești?
Nu puteam să-mi explic ce gândesc ca să... Nu? Pentru că ea mi era ce? Te luați o dată. Te luați, nu? Te luați, că toți ne luăm pentru să luăm. Și atunci, să mă înțeleagă, să mă asculte, adică să audă când vorbesc, când place să vă pretereți, când place să vă pretereți, nu știu. Și, a treia, trei lucruri, zice, dimineața când se scoală să zâmbească. Nimica toată, nu? Câte femei poate să fac în dimineața când vreau asta? Câte pe pământul ăsta să spun? Nici nu există. Nu? Dar de ce vreau femeia asta? Să o folosesc pentru mine sau să o iubesc? Nu? Dar eu ziceam că asta e împlinirea vieții mele. Să folosesc un om, să mă facă fericit. Și m-a lăsat Dumnezeu în prostia inimii. M-a lăsat 20 de ani. 20 de ani, eu am fiind credincios, am zis, nu pot să mă divorțez, nu pot să schimb nimic. Da? Pentru că eram extern temător de Dumnezeu, dar intern am adunat toate adicțiile posibile care un bărbat poate să aibă. Da? În afară de droguri și de alcool, dar aveam internet, aveam, știți, unde merg bărbații, la pornografie, abuzul de sine, aveam toate chestiile astea, sportul, eram pur și simplu fără niciun fel de control. Și predicam în timpul ăla, că eram și pastor, adică, pe lângă, că n-am lăsat niciodată credința, întotdeauna am vrut să fiu, aveam pe casă scris în fața ușii, eu și casa mea vrem să slujim Domnului, asta a fost motto-ul întotdeauna vieții mele. Dar am fost prins în aceste adicții și nu puteam, aveam ieșire. Plângeam din greu și mi-era frică la învon că Dumnezeu mă va omorâ pentru că știe ce am făcut săptămâna trecută. Dar Dumnezeu nu m-a omorât și mă rugam și promiteam, mi-am promis, Doamne, de azi încolo nu mai fac. Am reușit? N-am reușit. De ce n-am reușit? De ce a trebuit să sufăr 20 de ani. Până când, la 20 de ani, după ce am fost căsătorit, am zis, Doamne, eu acum divorțez. Pentru că trebuie să fiu fericit. Și am zis, o să fac un ocol, știi că eu vreau să stau cu tine, dar acum fac și un ocol și o să mă ierți, îmi găsesc nevasta care are toate calitățile, care am nevoie și după aceea mă întorc la tine și mergem și primim chemarea. Plan bun? Și am făcut planul. Și am zis că Dumnezeu sigur mă mai ierte. Dar Dumnezeu a avut alt plan. Pe 1 iulie 2003, pe 26 iulie, am stabilit separarea și mutarea din casa unde locuiam cu cei 6 copii pe care aveam. Dar pe 1 iunie 2003, după consiliere, Domnul mi-a vorbit printr-un gând în care eu am spus toate dorințele mele și nevoile mele și am zis, eu nu am. Nevastă mea 20 de ani a dovedit că nu poate să împlinească nevoile, așa că trebuie să calc una ca să împlinească nevoile. Și nu vedeam nimic de norbirea mea. Eram așa de hotărât că eu sunt în dreptate. Pentru că nu vreau ceva imposibil, nu? Dar de acea zi, pe 3 iunie, a venit un gând după ce aceasta a avut această consiliere de 3 ore și așa a venit gândul. Dacă tu vei asculta de poruncile mele, eu am să mă ocup de nevoile tale. Și așa m-am bucurat gândul ăsta că nevoile mele vor fi împlinite. Dar, care e condiția? Poruncile se repăzește. Atâta știam din porunci, atât am vrem să legeam că astăzi să iei și să-mi dai. Adică, n-aveam această înțelegere. Eu atâta știam că să nu comiți adulte. Că în inimă l-am comis de enorm. Dar în afară nu-l comitese. Da? Nu dormise cu niciodată femeie. Și astfel, Dumnezeu m-a ferit întotdeauna de acest lucru. Și mulțumesc acum, uitându-mă înapoi. Însă, Doamne, am zis, cum poți tu să mă faci fericit dacă eu rămân în familie și nu comit adulte, că 20 de ani nu m-ai făcut? De ce Dumnezeu 20 de ani n-a putut să mă ajute să știu cum să împlinesc nevoile și a trebuit să aștepte 20 de ani. Pentru că eu cred că a fost nevoie 20 de ani, pentru că eu nu eram în stare să le
Zice, și atunci la 39 de ani, de aceea zic că ăștia care sunt la 39 de ani, am văzut în cabinet că oamenii de peste 20 de ani, așa încet, încet devin maturi, nu? Și Dumnezeu are acces la inima lor și e o vârstă bună de pocăință. Da? Când Dumnezeu poate să ne atingă inima și să mergem pe drumul bun. Ne intenția bună o aveam. De slujit lui Dumnezeu întotdeauna să slujesc. Dar eram prins în toate adicțiile și în dorința să fiu făcut fericit de un om. Și acum, nu știam cum Dumnezeu va face acest lucru, însă El a așteptat o săptămână, am fost la acea tabără de familie, am ascultat predici, eu am zis, Doamne, eu aștept până când divorțești, după aceea mă întorc, când va avea nevasta care mă face fericit. Dar pe 7 iunie 2003, o săptămână, mi-a dat Domnul timp de gândire, nu e bun? Și stăteam de vorbă iarăși cu acea familie, dar am și cu copii, sunt vreo rămas bun. Și deodată bărbatul se uită la mine și îmi întreabă, ești hotărât să stai cu familia ta? Dar când el a zis, ești hotărât, eu am crezut că el mă întreabă, ești hotărât să pleci? Că asta am zis întotdeauna. Și așa am răspuns tare cu da, de auzit toți, înainte ca el să termine propoziția. Pentru că pe vremea aceea știam ce oameni o să mă întrebi înainte. Astăzi mai stau pe câteodată și aștept. M-am învățat acum. Pe vremea aceea știam înainte. Și ce s-a întâmplat? În momentul când i-am zis da și el a terminat propoziția, copiii s-au speriat că știau că înainte să intrăm să stăm de vorbă, că eu o să divorțez, că o să pe 26 iulie, separarea, fiecare merge la mama lui și gata. Și s-au speriat, erau 14, 16 și 18. Și acum eu eram în încurcătură. Dumnezeu ne duce câteodată încurcătură, să știți. Asta a fost cea mai bună încurcătură care Dumnezeu m-a dus vreodată. Și o să-i mulțumesc toată veșnicia dacă rămân credincios și vreau să, și am de gând să rămân credincios și zic, Doamne, îți mulțumesc că m-ai adus încurcătură, ai folosit prostia mea să mă mântuiești. Da? Pentru că acum trebuia să mă decid. Eu știam că eu sunt mai greu cu deciziile, dar acum trebuia să mă decid. Nu puteam să-l las daul ăla în picioare, fără ori să merg după el, ori să îl iau înapoi, zic, nu stai așa, hai să așa, că m-am pripit în răspuns. Ce m-a determinat ca să mă arunc după acel da? Nu știu, probabil a fost că n-am vrut să pierd copiii, că aceasta a fost întrebarea, dar m-am aruncat după acel da. Și știți ce s-a întâmplat în acea clipă când m-am aruncat după acel da? Tot ce Dumnezeu a promis s-a împlinit în acel moment. Eu am fost un om așa de setos. În ultimii ani, în ultimile luni, seteam să mă iubească o femeie. Nu e vorba de sex, e vorba doar să iubească cineva. Și vroiam să fiu așa de tare iubit, eram așa de setos că tot trupul meu era într-o devastare cumplită a emoțiilor mele. Și momentul când eu am zis da în inima mea, a toată această sete a dispărut. Am primit o pace care de atunci nu m-a mai părăsit. Și am avut cele mai grele timpuri după aceea. Pacea aceea nu m-a lăsat niciodată. N-am trecut niciodată în acele stări și emoționale și fizice care le-am avut înainte de 7 iunie 2003. Niciodată. N-am mai ajuns în acea zăpăceală care a fost înainte. Pacea aceea nu m-a lăsat. E ca un lucru care te ține. Nu mai cazi în nicio propastie. Chiar dacă ai probleme, chiar dacă te superi, chiar dacă acel platou, nu pot nici măcar să-l explic. Rămâne. Și este dovada pentru mine că Duhul Sfânt este în inima mea și a intrat în acea zi, în acea clipă din inima mea și a dus cu El câtă putere divină pentru a învinge orice adicție. Știți că toate adicțiile mele cu care m-am luptat și mi-am scrâșnit dinții și am plâns într-o clipă trivială au dispărut. Și de 15 ani, de pe 7 iunie 2003, nici măcar o ispită a acestor adicții există. Pentru că s-a dus toată atracția acestor adicții. Nici măcar o ispită este pentru că acel loc a fost împlinit de Duhul Sfânt și când Duhul Sfânt e acolo, tu ești în acel loc liber.
Nu mai e treabă cu treaba aceasta. Nu mai trebuie să lupți, că așa numai putem avansa. Și eu așa explic pocăința mea cu curățirea inimii mele. Trec așa repede cât se poate. Pe 7 iunie 2003, eu m-am întâlnit cu Hristos la cruce. Da, acolo a fost răstignită viața mea. Întreaga mea viață a fost pusă pe cruce pe 7 iunie 2003 și am primit în locul vieții mele viața lui Hristos în inima mea, prin Duhul Sfânt. Am primit iertare pentru câte păcate din trecut. Mai am vreo gustare de conștiință pentru ce am făcut atunci? Nu, pentru că nu mai sunt ale mele. Întreaga mea viață este viața lui Hristos și viața Lui este viața mea. Asta a fost experiența mea de cruce, dar de câte ori trebuie să o mai experimentez? De atunci eu cresc că ochelarii mei mai există, firea păcătoasă este, dar trebuie să merg zilnic la cruce ca să rezolv ceea ce ieri n-am rezolvat, ceea ce am făcut din euul meu, până ajung acolo, cât euul meu va fi pe deplin omorât și viața lui Hristos va fi luat viața mea și când El se va întoarce ca rege, eu voi fi o ființă nouă, schimbată în chipul și asemănarea lui Hristos. E mult de spus, aș vrea să țin-o, dar vedem să nu comiți adulteri. Știți ce s-a întâmplat în acea zi, 7 iunie? Eu am început să iau din Dumnezeu. Nu mai a luat de la nevastă. Mă mai încurc câteodată să știți. De aceea mai doare spate, mai este merită. Dar de atunci a început eliberarea inimii mele. Să nu mai vreau nimic de la o femeie. Cap, măcar om. Inima mai păcălește. Să nu mai vreau nimic de la un om. Să nu mai vrei niciodată să iau de la oameni, de la imagine, de la mamă, tată, soț, soție. Și Dumnezeu trebuie să mă aduc la acel lucru, să-mi descopere că aici este păcatul. Când fur, ce faci? Ei să dai. Când fur, unde calci legea? La furat, când faci fapta să fur, sau când îți uie crederea în om? Unde faci păcatul? Să nu minți. Când minți, ce faci? Iei să dai. Când poftești, ce faci? Iei să dai. Vedeți? De aici să nu iei. Opt lucruri care Dumnezeu și le-a gândit dinainte foarte bine, care dacă le facem, ne arată un singur lucru, pentru că călcăm legea de independență de Dumnezeu și o călcăm prin dependența de alți Dumnezei care nu există sau de oameni. Există în cele 10 porunci o singură poruncă care e porunca și legea lui Dumnezeu, știați? Și aceasta este porunca 4. Porunca 4 este singura poruncă care zice cine suntem ce? Cine suntem? Noi, adică ființe create. Sâmbăta, sabatul, este ziua de naștere noastră, ea este semnul că noi suntem ființe create. Dar te ajută să ții sabatul extern fără să știi că ești o ființă creată? Te ajută sau te ajută? Nu te ajută la nimic. De aceea evreii țineau sabatul și au fost pierduți pentru că n-au înțeles legea. Deci că ei au o pătură pe cap când ei citesc legea. Și așa parcă și noi suntem. Deci, adu-ți aminte de ziua sabatului. Arată că noi suntem ființe create și dacă ești o ființă creată, în ce te crezi? În Dumnezeu. Dumnezeu zice, eu sunt apa vieții. Spuneți-mi, ce dați apei când o beți? Voi când mergeți să vă rugați, mergeți să luați sau să dați? Mergem să luăm, avem nevoie de dezestare. Bem apa. Când mâncăm, Iisus zice, eu sunt apă, eu sunt pâine. Ce dai pâinii când o mânci? Cât poți să-i dai? Nimic. De aceea noi luăm din El și cui dăm? Singura poruncă care e cea mai grea de împlinit este să cinstești pe mama și pe tatăl tău, pentru că aici se dovedește de unde ei. Dacă oamenii, legătura cea mai intimă, cea mai puternică este a copilului cu părinții lui, mai ales cu mama. Și dacă el nu rupe această legătură care este fiziologică aici în copilărie, el dovedește că nu împlinește legea. Este singura poruncă care spune să dai. Pentru că avem părinți să le dăm ceva, nu să vrem ceva de la ei. Câți ani ai? Da. 15 ani, poate mai ai nevoie de mamii copii. Dar, cel puțin la 18, la 20 de ani, mămica trebuie să ne scoate din cap. Și tăticul.
Da sau nu? Nu avem nevoie de ei. Că oriunde noi avem la dat. Că dacă avem la dat, putem să facem tot ce facem, dar noi avem la luat. Datorită firii păcătoase, orice relație pe care o avem noi e doar de luat. Orice relație. Nu împlinim legea niciodată, pentru că nu avem nicio relație doar de dat. Nu există. Noi suntem călcători ai legii din start, datorită firii păcătoase. Nimeni nu poate să împlinească legea din firea păcătoasă. De aceea trebuie omorâtă pe cruce și dată la parte. De aceea această întrebare, de unde vin bolile autoimune, nu vă mai ocupați cu boli în parte. Te doare gâtul, e același lucru ca și burta. Ok? Îți scurge nasul, e același lucru ca și îți scurge urechea. Nu, este altceva. Te doare spatele, este același lucru ca și când, eu știu ce. Deci nu mai face separarea. Voi știți că omul pleacă dintr-un punct. Și dacă pleacă din identitate, acolo mergem să rezolvăm problema. De aceea Evanghelia și crucea este singurul remediu. Scrie mare și tare scris în linia vindecare, dar se pare că adeptiști și trebuie degeaba, pentru că nu văd acest lucru. Singurul remediu, singura posibilitate din care este Evanghelia pentru bolile autoimune. Ok? De aceea nu ne ocupăm de boli, de efecte. Ne ocupăm doar de cauze. O să mai văd să mai fi copt. Lupta puternică s-a dat în Ghețeman. De ce s-a frânt inima pe cruce? Unde a fost lupta cea mai mare? Pe cruce sau în Ghețeman? Frumoasă întrebare. Evident că toate se adună. În Ghețeman s-a luat hotărârea. Pe cruce s-a dovedit. Noi vom trece prin aceea ultima mare triere între bun și răi este un singur lucru și anume sabatul. Și dacă acest semn, fiecare care în acea zi nu primește semnul fiare, să știți, va fi mântuit. Indiferent ce crede. Pentru că n-ai cum să ții sabatul sau să nu te faci, pentru că întreaga lume, guvernul, cu toții te vor pune sub o presiune enormă să primești semnul fiare. Niciunul nu va putea sta să zică, eu stau lejer că nu-l primesc, nu-l iau. Nu, pentru că nu vei fi văzut în societate. Ai semnul, eu știu cum vom fi, că nu cred că e un semn undeva, dar este clar, va fi o separare între bun și răi. Asta va fi semnul fiare. Și va fi un singur semn, o singură chestie. Dar nimeni nu va putea sta care nu-și pune încrederea în Dumnezeu să treacă de acest semn. De aceea Dumnezeu ne va pregăti în Ghețeman pentru acel timp. Nu-i așa? Și atunci noi vom fi pus la probă și cei care vor fi cei 144.000 care va trebui să treacă prin cele 7 plăci care este mânia lui Dumnezeu, aceeași mânie care s-a arătat pe cruce, ei va trebui să dovedească că încrederea lor în Dumnezeu este perfectă și lucrarea de mântuire este una reală care se face în inima omului. Nu este doar una judicială în ceruri, așa cum astăzi se prezintă. Noi credem că lucrarea de mântuire este o lucrare de judiciu, adică de judecată. Iisus Hristos, avocatul tău, te declară desăvârșit și este săvârșit. Mântuirea este o lucrare reală în inima omului. Și de aceea Dumnezeu are nevoie de un popor ca să arate că e realitate ceea ce se face. Va trebui să aibă un popor care va trebui să aibă un caracter ca acesta, care împlinește legea. Un popor care ia din Dumnezeu și dă la ceilalți. Aceasta este împlinirea legii. Acest caracter va avea motivația dragostei. Ei vor fi bucuroși, vor avea pace în suflet, îndelungă răbdare, bunătate, face de bine, cunoștință, blândețe, umilință, înfrânarea poftelor, control de sine. Acest popor este real. Nu este doar declarat real. Înțelegeți? Mântuirea inimii voastre trebuie să fie o realitate pe care o experimentați. Da, nu vor ajunge toți la desăvârșire, dar Dumnezeu și-a pus un număr fix. Și ăștia 144.000 vor fi niciunul mai mult, niciunul mai puțin, care vor dovedi a 12.000 că Dumnezeu și mântuirea este
o realitate pe care Dumnezeu o produce prin Hristos în om. Și aceasta noi vrem să colaborăm cu El, nu? Eu vreau să fiu unul dintre ei. Cine vrea să fie unul dintre ei? Să știți, este cea mai înaltă, cea mai înaltă chemare să fii din cei 144.000. Ei sunt ultimii care vor fi, de fapt, primii. Garda de onoare a lui Hristos, care vor merge oriunde este, merge El. Pentru că ei cântă singuri ce cântare? Cântarea mielului și a lui Moise, cântarea lui Moise și a mielului. Și pentru că este o cântare a experienței. Nimeni dintre noi care moare astăzi n-a experimentat mânia lui Dumnezeu pe pielea lui și nu l-a vătămat. Dar în acel timp, cei 144.000 care vor trece prin păși, bineînțeles că mânia lui nu este revărsată peste ei, dar ei sunt acolo. Sunt separați de Dumnezeu. Ei nici nu mai știu că Dumnezeu e cu ei. Vor avea un timp de cucetare cum a avut Iov. Cum a avut Iisus pe cruce. Va zice, Tată, unde ești? Mi-ai părăsit. Și totuși credința noastră va ține. Pentru că unde s-a clădit? În Ghețemani. Dar nu l-a dormit. Cum dorm băieții. Ci l-a lucrat. Aia care dorm nu o să treacă examenul. În Ghețemani Iisus, când ăștia au dormit, i-au picat la examen. Dar cel care a luptat, nu a picat. Dar ai înțeleg că doar a fost sâmbătă seară și sâmbătă seară nu te cuce în revele. Oricum, este important ca să înțelegem acest lucru. În Ghețemani, Iisus Hristos a biruit și a luat decizia finală. El a mers pe cruce și pe cruce s-a dovedit. Dar a fost o luptă pe cruce sau n-a fost? Noi vom fi curați înainte de sigilare. Vom fi curați chiar înainte de primirea proiectă zi. Inima noastră va fi completă doar a lui Hristos. Vom ști cine suntem, vom ști că suntem ființe create, vom ști că sabatul este semnul nostru de fii al lui Dumnezeu. Vom ști cine suntem și nu ne vom mai încumeta că suntem Dumnezei. Am trecut prin Ghețeman, trecem prin acea perioadă de ploaie târzie în care suntem și prigoniți și care avem și favoruri enorme, în care avem capacități, în care vom face minuni multe și când se încheie harul, când toți oamenii și-au luat hotărârea, noi vom fi puși cei care Dumnezeu i-a sigilat pentru acel ultim timp care va trebui să treacă prin acel loc, dar ei vor avea o putere divină, ei vor avea o experiență unică în care vor dovedi că mântuirea în inima omului a fost realizată complet. Și să știți, eu nu-mi doresc nimic mai mult decât să fiu mântuit în inima mea. Nu-mi doresc mai mult să fiu un om liber, să nu mai cer cu nimeni. Ca aceste roade ale Duhului Sfânt să fie ale mele. Aceasta este dorința mea. Pentru că știu că va veni eu dintr-o inimă în care dragostea lui Dumnezeu este prezentă. S-au terminat întrebările, s-a terminat timpul. Haideți să ne luăm o hotărâre. Este bine ca să ne dăm seama de starea noastră. Și evident, Dumnezeu va lucra cu rațiunea noastră, cu voința noastră, dacă vrem sau nu. Să știți că nimeni nu va fi împins să meargă cu Dumnezeu. Numai cel care recunoaște și își vede numai nevoia, dar îi și place de Dumnezeu. Știți mie, când Dumnezeu m-a pocăit, evident că nu-L cunoșteam. Dar acum, după 15 ani, pot să spun că îmi place de Dumnezeu. Adică, când mănânc din El, îmi place de El. Îi gustă bine, nu? Nu zice bine așa? Gustați și vedeți ce bun este Doamne. Nu există o persoană în viața mea mai importantă, conștient decât El. Nu există nimic mai dulce, mai bun decât El. Nu există, să știți. Nici o bucurie în viață nu înlocuiește pacea pe care Dumnezeu o ți-o dă și conștientizarea că ești copilul lui. Știți că asta e cea mai frumos lucru? Să știi că ești fiul Tatălui Ceresc, al acestui univers întreg. Ești ființa lui. Este cea mai
mare privilegiu de a ști. Și bucuria anticipării că într-o zi vă sta față în față cu El. Într-o zi El va zice, am făcut o programare la El, știți? Nu știu ce an mi-a dat-o, dar am făcut-o în 2007. Și acolo sunt convins că Dumnezeu m-a luat serios, că El ne ia serios. Crezi că Dumnezeu ne ia serios? Absolut. Și El ia mai serios lucrurile câte le iau eu. Adică, Dumnezeu mă rog și zic, Doamne, am rugat asta, dar nu chiar așa serios, mă gândeam că o să o împlinești. Nu? Dar El e așa. Deci ce vrem să facem? Să știți că nu ajunge ca să ne propunem un lucru extern să facem. Dar trebuie să începem undeva. Și primul lucru este, vreau sau nu vreau? Adică vreau să colaborez cu El. Ca să ajungem să fim slujile Lui, să fim servii Săi, copiii Săi, care într-o zi vor fi onorați peste orice onoare în fața întregului univers. Doriți acest lucru? Doriți ca educația voastră să fie o revelație a Lui Hristos în inima voastră. În orice situație veți cădea, vă ridicați. Mergeți înainte, până când dorința de a fi făcut liber, de a fi mântuiți deja pe pământ, așa cum a fost Iisus Hristos, de a nu mai fi întinat de ispite, că vine ispitorul și n-are cât ce să găsească la tine. Eu consider că ce mi-a fost. Încă nu sunt acolo, nu știu cum Dumnezeu va reuși să mă aduc acolo, dar cred, pentru că El a spus și cred pentru că cei 144.000 deja stau pe muntele Sionului în profeție, nu? Dumnezeu a scris dinainte cartea cum se va întâmpla? Și parcă m-aș vedea acolo. Între ei n-ar fi fain? Nu știu dacă Dumnezeu mă alege pe alegea Lui, dar eu fac tot ce pot să fiu de acord cu El. Și am speranță să fiu între ei, pentru că știu că Domnul va veni pe timpul nostru. Noi nu mai facem planuri pentru pământul acesta. Toate planurile noastre sunt pentru cer. Nu-i așa? Noi vrem un caracter gata pentru cer. Dacă doriți, aș zice să ne plecăm pentru genunchi, pentru o rugăciune de consacrare și de mers înainte. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, de-abia când vom sta odată în fața Ta, vom vedea cât efort ai depus Tu pentru ca să ne câștigi încrederea, ca să ne readuci înapoi la Tine, ca să putem fi copiii Tăi, să nu ne mai separe nimic de Tine, să nu mai fie acea fire păcătoasă, acea idee că noi am fi Dumnezei, între Tine și noi. Vrem această curățire a inimii noastre. Știm că Te va costa pe Tine efort și pe noi efort. Dar așa cum ai văzut inimile noastre și Tu le știi, pentru că noi nu le știm. Dar Tu ai văzut voința noastră, ai văzut că vrem să colaborăm cu Tine. Nu vrem să ne mai încredem în oameni. Vrem cu Tine împreună să devenim acei oameni pe care Tu ai nevoie ca să aduci lumină pe acest pământ. Vrem să fim din aceia care răspund chemării Duhului Sfânt și care nu dau înapoi de la niciun efort ca acest lucru să se împlinească. Dacă noi va trebui vreodată să fim lumina lumii la care Tu ne-ai chemat, inimile noastre trebuie să fie pe deplin în dragostea Ta. Trebuie să reflecte pe deplin caracterul Tău. Nu parțial, nu doar într-un anumit fel, ci pe deplin, pentru că lumina soarelui va trebui să stea la miaza zilei, pentru ca Tu să poți să se încheie această lucrare. Noi nu știm cât timp îți trebuie, dar vrem să colaborăm, să nu pierdem nicio clipă, până când ne-ai șlefuit, până când ne-ai curățat și putem fi puși ca lumină pe muntele acestui pământ și slava Ta să se descopere în noi. O, ce mult ne dorim acest lucru, dar Tu ne cunoști.
Ajută-ne să nu ne descurajăm niciodată. Ajută-ne ca să știm că Tu ești credincios care ne-ai chemat și nu ne dea la o parte. Ajută-ne să nu privim la noi, ci la făgăduințele Tale. Și astfel să mergem din biruință în biruință, până când am ajuns ținta. Îți mulțumim, Tată Ceresc, că Tu ne vei asculta, pentru că Tu ne iei în serios. Și Tu vrei mai mult ca noi să fim ca Tine decât noi. De aceea nu ne lăsa și îți mulțumim că ne-ai ascultat prin meritele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Mulțumim, Domnul să fie lăudat pentru experiența acestui weekend împreună, frate Horst. Ne bucurăm că în programul lui Dumnezeu a fost planul ca să fiți alături de noi. Și cred că Dumnezeu ne-a binecuvântat și mesajele care le-am primit ne-au ajutat și ne vor ajuta să fim de partea Domnului și să experimentăm pe deplin planul Lui cu viața noastră. Vă dorim multă binecuvântare în slujire. Cât sunteți de acord să ne rugăm pentru dânsul de acum încolo ca Domnul să-i mai dea ocazii să-l susține, să-l conducă, să-l oprădească în diversele călătorii și să poată continua slujirea aceasta și când va mai îngădui El să ne mai și întâlnim și să povestim cum lucrează El. Mulțumim foarte mult!